În seara aceasta este task în Casa Mireasa, un task pentru cupluri, și după ce au răspuns la primele 10 întrebări, există 3 cupluri care vor merge în etapa următoare pentru a mai da un test de departajare. Aceste echipe sunt formate din cuplurile Bia Robert, Bogdana Liviu și Alex Andreea. Toți au răspuns corect la 7 întrebări și din aceste trei cupluri, unul singur va fi desemnat câștigător. Cuplul Ana Daniel a răspuns la șase întrebări, iar Ioana Marius la patru întrebări. Așteptăm runda aceasta de departajare și vom vedea ce cuplu va câștiga un date în afara casei. Un date în natură se presupune pentru că a spus doamna Anina, citind de pe plasmă, că e vorba despre un date într-un loc autentic românesc. Mai exact, în inima spațiului autentic românesc.